Slăviți să fie Domnul. Amen. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce opozesc au o minte sănătoasă. Și aș vrea să mai citesc ceva din cuvântul Domnului. Romani, capitolul 8. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt Fie ai lui Dumnezeu și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și apoi un alt verset din Roman 7, tot din Romanii 8, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu lucrește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul Hristos, nu este a lui. Amin. Amin. Dacă vă spune că afară e un leu și l-am auzit că răcnește, vă teme? Unii s-ar teme. Dar el nu poate să intre o să răcnească. Câtă vreme stăm înăuntru, n-are ce să ne facă. Dar dacă un leu ar fi aici pe culoar, ați mai sta liniștiți? Nu. S-a vorbit despre Duhul de frică. Știți ce -o zis Domnul? Frica de Domnul și Duhul de frică. Frica de Domnul este pentru cei ce stau între hotarele adevărului. Și Duhul de frică vine peste cei ce ies afară. Dacă leu ar fi afară, eu n-am ce să mă tem. Dacă îl văd înăuntru, e o problemă. Trebuie să mă gândesc ce să fac. Noi avem frică pentru că Duhul lui Dumnezeu nu ne călăuzește. Nu-L ascultăm. Nu ne supunem. Și întrebarea se pune în seara aceasta: câtă frică de Dumnezeu avem? Din vorbe? În casa Domnului? Eu nu am pregătit subiectul. Nu l-am deschis eu. Duhul Domnului l-a deschis și l-a zis să merg mai departe pe cuvântul acesta. Pentru că noi ne lăudăm că suntem pentecostali botezați cu Duhul Sfânt. Și întrebarea este, mai lucrează Duhul Sfânt în viața noastră? Sau am rămas cu o vorbire în limbi? Am rămas cu numele scris pe firmă? Și dăm sentințe la, pentru cei nepocăiți, pentru alții din alte părți, de la alte religii? Și ne ajungem să ne batem cu pumnul în pep ca Israelul din oară. Casa Domnului, templul Domnului. Frați și surori, Subiectul este un subiect foarte sensibil. Frica de Domnul. Câtă frică avem de Domnul, se vede în adunare, se vede în societate, se vede în casele noastre, la locul de muncă, se vede după felul în care vorbim și trăim. Și dacă spunem că suntem într-adevăr botezați cu Două Sfânt, în seara aceasta, subiectul care l-a deschis Domnul este frica de Domnul. Și cuvântul Domnului spunea aici, și voi n-ați primit un duc de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere, care ne face să strigăm când strigăm. Când strigăm Ava, adică Tată? Când vine cancerul peste noi? Când vine necazurile peste noi? Când strigăm? Dacă atunci când suntem în casa Domnului ne deranjează când cineva spune slăvit să fie Domnul. Dacă ni se pare ceva ieșit din comun când auzim pe cineva că laudă pe Domnul. Dacă noi după o cântare care este cântată nu putem să binecuvântăm pe cei ce o cântă. Dacă pe un cuvânt care este adus de unde nu suntem în stare să binecuvântăm pe cei ce aduc un cuvânt de la Domnul. Dacă în casa Domnului gura noastră este mută când strigăm prin Duhul Sfânt? Acasă? La locul de muncă? Pe stradă? Nu. De multe ori mi-aduc aminte o întâmplare povestită de fratele Ionica Nică Lăzăreanu. Spunea că la ei în sat era un frate pocăit care mereu spunea, frate când o să vină prigoana, eu mă încolonez cu voi și mă duc cu voi la moarte. Că așa era pe vremea lui Ceaușescu ne temeam de prigoană. Și era frica noastră că nu o să ne mai să ne adunăm și, și fratele Ionică îi spunea tot Ion, să rețin că îl chema, și spunea Ioane, tu marți nu poți să vei la adunare. N-ai timp. Joi nici atâta câteodată. Duminica dimineața ești obosit uneori. Mai vii duminica seara. Crezi că așa de ușor o să te încolonezi cu cei ce vor fi luați poate să moară, să sufere pentru Hristos? Frași și surori, trăim o vreme când Duhul Sfânt vorbește într-un fel și altul. Dar nu vorbește într-un fel la alții și într-un fel la alții. Vorbește la fel și în România, și în America și oriunde. Și trăim o vreme când Duhul Sfânt spune că e o vreme de încolonare, e o vreme de alegere. Alegerile le facem noi. Alegerile pute... nimeni nu vă forțează. Nimeni nu ne forțează. Frații mei, dacă ar fi un meci de fotbal, ce ați mai striga aici? Dacă ar juca România cu nu știu ce țară și ar fi prilejul să. atunci ar striga. Gol, băi, de pasă! Surorile, dacă ar fi nu știu ce, ar fi mai vioaie, ar fi mai active, nu știu ce să spun pentru surori. Și în casa Domnului. Noi stăm câteodată muți. Și vorbim și ne temem, frați și surori. Câte vreme este Domnul cu noi, de cine să ne temem? Dar întrebarea este, Domnul este cu mine? Asta e întrebare pentru mine. Nu pun întrebarea la nimeni de aici. Fiecare să se întrebe, e Domnul cu tine? Dacă e Domnul cu mine, eu tot ce fac, fac din frică de Domnul. Și Domnul nu este un polițai. Domnul nu este un polițai care îmbracă așa, poartă-te așa, vorbește așa, nu. Noi am primit un duh de înfiere. Ei, astea două, sunt prezent în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Dacă n-am primit un duc de înfiere și nu ne călăuzește, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, se vede. Nu, nu judecăm pe nimeni, nu apăsăm pe nimeni. Eu mă uit la mine. Și uneori Duhul Sfânt îți spune, fă asta, nu fă asta, vorbește așa, nu vorbește așa. Și de multe ori trebuie să plec capul în rușine. Degeaba ne băteam noi cu pumnul în piept. Pentru că dovada prezenței Duhului Sfânt aduce în viața noastră și se vede că avem o frică de Domnul. Mie nu mi-e frică că mă judecă nu știu cine, că mă îmbrac nu știu cum. Spunea mie odată cineva că o fată, că i spus niște surori în vârstă undeva într-un loc unde era o conferință. Ce te îmbrăci ca o babă? Și fata a plâns că nu s-au așteptat. Și Domnul i-a zis, nu căuta să place oamenilor, caută să placem Domnului. Frate și noi cui căutăm să plăcem? În slujirile noastră, în felul în care ne comportăm, cui căutăm să plăcem? Oamenilor. Doamne, ajută-ne să căutăm să plăcem Domnului. Dovada că Duhul Sfânt este în viața noastră. Dovada că Duhul sunt, ne călăuzește, Cuvântul Domnului spunea, de cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Versetul 8 din Romani 8. Dacă eu sunt pământesc, nu-mi place mustrarea, nu-mi place că se termină programul la 8 jumate, la 12 jumate, nu-mi place că sunt prea multe lucrări, nu-mi place că e prea multă rugăciune, nu-mi place că sunt prea multe cântări, nu-mi place cum o predicat, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place. Oamenii pământești, oamenii firești, n-au cum să priceapă lucrurile Duhului. Și în seara aceasta, eu nu, nu, vă spun să mă iertați. Haideți să ne cercetăm fiecare. Cum suntem? Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi, prima transformare care o face Duhul Sfânt este o schimbare interioară și una exterioară. Nu se poate să fiu un sfânt pe dinăuntru și să arăt ca lumea pe din afară. Nu avem cum. Nu avem cum. Nu avem cum să semănăm pe dinăuntru prin de Hristos și în afară să semănăm cu chipul veacului. N-avem cum. Dar nici pe partea cealaltă mergem. Nu pot să fiu așa desmerit pe din afară, îmbrăcat așa, smerenie până la sânge. Și pe dinăuntru să fie plin de răutate, de pismă, de invidie și să fiu fiul cel mare. Din pilda fiului risipitor. Eu ți-am slujit ca un rău. E trist că sunt multe adunări care au o fațadă conservatoare. Dar robia se poartă uneori în inimă. Dar nu merge nici pe partea cealaltă, că Domnul e bun și se uită la inima noastră. Și pe din afară putem să arătăm cum arătăm. Nu se poate, frate și surori. Duhul Sfânt lucrează în viața noastră o schimbare din interior spre exterior. Dacă nu se petrece schimbarea asta, oamenii se uită la noi și spune, Pocăi că ăla? Nu. No. Pocăi că ăla? Nu. No. Sau ăla ai pocăit? dar nici n-a știut. Noi ne-am învățat să le vorbim oamenilor prin multe predici. Prin concerte de cântări. Zbune. Știți la ce se uită oamenii în ziua de azi? Și în Africa, și în America, și în Europa, și în România. La trăirea noastră. Se uită cum vorbim, se uită cum ne îmbrăcăm, se uită cum ne purtăm, și de multe ori dosând este întristat în mine. Dosând lucrează schimbare în viața noastră din lăuntru în afară. Și din afară în lăuntru. Nu se poate. N-avem cum. Este cuvântul lui Dumnezeu, nu este al meu. Dacă suntem oameni firești pe din afară, n-avem cum să fim tare duhovnicești pe din untru. Și dacă suntem oameni duhovnicești pe din afară, nu are cum să fim firești pe dinăuntru. Nu avem cum. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să ne verificăm dacă într-adevăr avem frica de Domnul. Și dacă frica de Domnul este în viața noastră, îl lăsăm pe Duhul să lucreze. Noi cântăm, Doamne, vină, Doamne, coboară Doamne, lucrează. Și punem atâta importanță pe o vorbire în limbă care are rostul ei. Dar aș vrea să vă citesc ceva. Și toți, versetul 4 din 2, Faptele Apostolilor, și toți au început să vorbească în alte limbi, nu scrie așa, nu? Și toți s-au umplut de două sân și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Marea tragedie care o trăim! La stăruințe se pune accent, vorbire limb, vorbire limb. Și ne întrebăm de ce unii nu sunt botezați. De ce? Pentru că nu este umplerea cu Duhul Sfânt, nu este golire în primul rând. Și la un moment dat s-ar putea să se împlinească Isaia 63 cu 10, s-ar putea să se împlinească Efesem 4 cu 20, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu cu care s-a fost pecetuiți. Isaia 63 cu 10 în limba română spune ei au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt și el s-a făcut vreșmaș. În engleză este mai tare cuvântul. They have rebelled against the Holy Spirit ei, ei s-au răsculat împotriva Duhului Sfânt. Orice neascultare de Dumnezeu, cât de mic ar fi, este o rebeliune. Două Sfânt este în mine, două Sfânt este în tine. Și două Sfânt, al nu-l nu-l asculți mâine, asculți mai mult pe oameni, nu-l asculți o lună, nu-l asculți șase luni, nu-l asculți un an, nu-l asculți al Și două Sfânt este întristat. Și nu poate să rodească. De ce? Pentru că n-a început schimbarea din dinăuntru în afară. Și noi vrem să rodim. Și roada Duhului o știm. Galaten 5, 22 și 23. Știm foarte frumos să le enumerăm. Știm predici frumoase. Domnul vrea în anul 2023 la sfârșit de an. Vorbea de o sânt astăzi dimineață valabil și pentru cei de la Speranța. Vine cântarul. Că vine noaptea asta, că vine mâine, că vine la noaptea de anul nou, că vin, nu știu. Dar vine cântarul. Și când Dumnezeu te pune pe cântar, pe belșațar l-a spus, l cântărit și l-a găsit ușor. Și a venit sentința, a venit tălmăcirea la sentință și a venit repede împlinirea. Frași și surori, haideți să ne placă să luăm avertismentele Domnului. Să nu vi se pară prea aspră predica. Să nu vi se pară prea aspre cuvintele, prorocie dacă sunt. Haideți să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Că s-ar putea într-o zi să vină Domnul și să ne găsească pentru 2023. Domnul a vrut să rodești la dragoste 60%. Eu sunt mulțumit că am rodit 30%. La bunătate a vrut Domnul să rodem 100%. Eu am rodit 25%, 40%, 50%. Domnul a zis 100% la bunătate. Și la fiecare parte a roadei Duhului sunt, Domnul a avut un procentaj pentru 2023. Te-ai întrebat? Poate ne uităm la altul să vedem cât o rodit. Ce are lipsă? Domnul în seara aceasta îmi spune, pune lupa pe tine. Pune lupa pe tine. Pune lupa pe casa ta. Pentru că dovada că Duhul sunt ne este faptul că lucrează din lăuntru în afară și este faptul că rodim. Și roada să meargă spre coacere. Nu o roadă care vine un duh de frică și eu am fost aici când se auzea că o să fie fomete. Și eram la Lidl. Cred că am mai spus lucrul ăsta și era cineva din poporul Domnului acolo. Și avea baxurile de ulei și baxurile de zahăr și baxurile de orez și eu aveam niște mâncare pentru câini, Că la Lidl e mai ieftin. Și mă uitam și eu. Nu am văzut cine. Dar când sunt toți mă văzut, dar tu ce cauți aici? Îmi venea să spun, dar ce cauți tu aici? ce cauți tu aici, că eu știu familia. Și tu n-ai nevoie. Ba mai mult spunea, acum mi ajunge uleiul și zahărul și orezul și tot ce am luat până anul viitor. De ce vine Duhul de frică? Pentru că nu rămânem între hotarele Domnului. Era arătat o vedenie nu de mult și spunea Domnul, da, vine o furtună. Dar poporul Domnului trebuia să meargă între două hotare. Pe o parte scria adevăr, și de cealaltă parte scria mulțumire. Dacă ai mulțumire, dacă, ai mulțum dacă ești mulțumitor, nu vine niciun duc de frică. Vine temerea de Domnul, frica de Domnul. Mă tem să nu plece Domnul de lângă mine. Mă tem să nu mă părăsească Domnul. Mă tem să nu-L supăr pe Domnul. De cine să mă tem? De cei ce mă vorbesc, că am rămas în urmă, că sunt apoiat, că nu știu cum merge moda? De faptul că o zis cineva că Femeile care nu se îngrijesc într-un anumit fel sunt nespălate. De asta să ne temem. Să ne temem de Domnul. Pentru că dacă ne temem de Domnul, automat avem și călăuzirea Duhului Sfânt. Foarte mulți n-au frica de Domnul. Nu stau să, să gândească, mai Duhul Sfânt mi-au zis odată, stai liniștit, sună la proroc. Dacă nu-i răspunde prorocul, sună la altul. Și dacă nu-i convine cuvântul, sună în America dacă noi comin în America, sună în Anglia. Caut el un proroc undeva pe pământ care să vorbească după plăcerea inimii lui. Și câteodată se întâmplă de... Domnul să vorbească după pornirea inimii. Să mă duc? Du-te! Să mă duc, mica! Du-te! De câte ori să te pun să jur că este adevărul? Frați și surori, ați vrea să vă înșele Dumnezeu? Nu! Ați vrea să fiți răniți de adevăr și călăuziți de adevăr? Toți am vrea! Doamne ajută-ne! Ca să putem să avem această călăuzire a Duhul Sfânt. Și să avem vorbirea în limbi, și Duhul Sfânt să mijlocească pentru noi. Într-adevăr, Duhul Sfânt. V-ați întrebat lucrul acesta? Când vorbiți în limbi cu Dumnezeu, ce vorbește Duhul Sfânt? Sau numai așa dăm drumul la cuvinte? Să fie acolo. Duhul Sfânt poate mijloci cu suspine negrăite. Sau Duhul Sfânt întristat, poate să-i spună lui Dumnezeu, mai trezește-l, mai trezește-l, mai îngăduie eu. Îs puțin cei ce știu. Eu mi-aduc aminte, 1989, eram cu un grup de tineri, am mers la fratele Vultur, încă trăia, vă spun și de unde am mers, de la Cununia Civilă a Ludana Reguș. Fratele Vultur la poartă cu soția, că era o mașină de lemn. Și când au văzut că am făcut curbă acolo sus, unde stă lui Lucian acum, o ridicat în sus și au zis, am știut că Domnul nu mă lasă. Și eram mulți și în 40 de minute am cărat toate lemnele. Și am avut o părtășie frumoasă acolo. Dar acolo țin minte ceva. Două mijlocea prin gura unei tineri. Doamne, nu o lăsa să se ducă. Doamne, nu o lăsa să se depărteze. Doamne, îndură-te și vină în ajutor ieși în cale. Cu părere de rău vreau să vă spun că ceea ce Duhul Sfânt se ruga s-a întâmplat. S-a depărtat și după ani, când m-am întâlnit, au zis, pentru mine nu mai este nicio șansă. Frați și surori, botezați cu Duhul Sfânt. În seara aceasta, haideți să ne lăsăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească. Haideți să ne rugăm, Doamne, vrem Duhul Sfânt să mijlocească cu suspine negrăite. Vrem, Duhul Sfânt, să se roage pentru noi în, în, în cazurile noastre. Vrem, Duhul Sfânt, să poată mijloci și să nu ne cântărească, să nu fie întristat în noi. Pentru că vine un moment când vine încercarea credinței. Vine un moment când vine încercarea vieții tale. Și dacă suntem oamenii care suntem letargici, suntem oamenii care nu luăm Cuvântul lui Dumnezeu, suntem oamenii care nu punem preț pe călăuzirea Duhului Sfânt, a veni un moment când mi-aduc aminte de cineva care spunea, un frate, am alergat de la bistrița roată împrejur. Am luat un frate și am mers și am spus, mă duci la toți prorocii care sunt prorocii Domnului să văd un cuvânt al Domnului. Și Domnul nu i mai vorbit nimic. Plecând de la Bistrița, Cluj, Oradea, Arad, Timișoara, în jos, orca sus, o venit până la Suceava, și a zis cel ce era cu el, mai mergem la un singur vas. Până aici Domnul nu ți-a vorbit nimic. Să vedem, poate Domnul să mai vorbi ceva. Și la ultimul vas, când să a terminat rugăciunea, s-a de pe genunchi. Și a zis, atât mi-a zis Domnul să spun, ți-a vorbit și tu trebuie să iei aminte. Scurt. Și el atunci a cunoscut că Dumnezeu s-a mai îndurat de el și s-a otărât pentru Domnul. Astăzi este un slujitor. Dar a fost un moment când o trebuit să iau o hotărâre. Haideți în seara aceasta și la sfârșitul acestui an, când oamenii își urează și oamenii umblă după darul și după... Haideți să noi să umblăm după darul Duhului Sfânt. Haideți să umblăm după călăuzirea Duhului Sfânt. Și haideți să ne verificăm, nu fie fi având multe lucruri pământești, bucurii de astea trecătoare. Dar dacă Duhul Sfânt îl vei simți în viața ta, există o cântare care noi o mai cântăm, câte bucurii în lume sunt pe acest pământ, nu-i niciuna ca aceea în Duhul Sfânt. Doamne, în seara aceasta, la speranța, lasă speranța ta, speranța Duhului Sfânt să intre în inimile noastre. De ce avem frică? Duh de frică vine peste noi când suntem în afara hotarelor puse de Dumnezeu când sunt în trehotarele puse de Domnul, de cine să mă tem? Dacă Domnul este cu mine? Dacă Domnul mă păzește? Dacă Domnul mă binecuvintează? Dacă Domnul îmi vorbește? De cine să mă tem? Să mă tem de Domnul, să nu-L supăr. Să mă tem să nu se deporteze de mine. Să mă tem să nu mă lase în pornirea inimii mele. Să mă tem să nu mă lase să fiu înșelat. Poate de un om, de diavolul, de pornirile mele. Și dacă Domnul va vedea sinceritatea noastră. Să știți că Domnul ne va lăsa să fim înșelați. Asta am primit din partea Domnului, în urma cuvântului care fratele l-a deschis. Frica de Domnul sau un duc de frică? Știți că va veni un duc de frică când nu vom mai avea frică de Domnul? Va veni un, duc de frică, un duc de frică când ne vom vedea în ultimul moment când am ascultat și ne vom trezi în fața judecății. Ne vom trezi în fața împlinirilor unor lucruri care Dumnezeu poate le vestește și noi le luăm aminte. Ne vom trezi și poate va fi un prea târziu. Astăzi încă nu este prea târziu. Mâine, nu știm. Auzeam pe Duhul lui Dumnezeu în Germania spunând că poporul mijlocește pentru mulți să se vindece și o zis, Domnul, pe unii nu voi vindeca. Așa au zis Domnul, nu că e nedrept. O zis, pe unii trebuie să-i țin lângă mine. Și o facem bunătate. O facem bunătate. Pe alții au zis, îi țin la cuptor să-i curățesc. Că nu ne va mai spune când va veni să ia pe unul sau pe altul. Au zis, dintr-o parte în alta, pleacă frații noștri. La o vârstă, 50, 30, 32, 54, nu mai contează. Nu contează boala, nu contează vârsta. Știți ce contează? Contează dacă va veni Domnul și mă va pune pe cântar să poată pune îndurarea Lui pentru mine, pentru casa mea. Noi avem parte de îndurarea Domnului și eu pentru anul 2023 am mulțumire Domnului. Dumnezeu anul acesta a vindecat-o pe Rodica de cancer. E Marele Dumnezeu. E Marele Dumnezeu care nu se uită la fața omului și nu împarte slava cu oamenii. Dumnezeu a vindecat-o în luna ianuarie aici în România, la ucina Domnului. Pentru că a auzit, nu o laud, Doamne, ajută-ne să auzim glasul Tău. Noi suntem interesați uneori când avem nevoie de prorocie, de vedenii, dar atât de frumos să auzi glasul Duhului Sfânt în inima ta. E atât de frumos. Să ai siguranța, îmi vorbește Domnul. David în psalmul 27, cu a zis, inima îmi zice din partea ta ceva. Și am spunea, eu zis, Domnul, tratamentul care omoară celului canceroas este trupul și sângele Domnului. Și întindând mâna cu credință, Domnul a vindecat-o. Multe minuni a făcut Domnul în viața noastră și multe minuni am auzit într-un grup de rugăciuni și din alte, multe alte locuri. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este acela și El nu s-a schimbat. Cei ce ne-am schimbat, ne-am schimbat noi. Și Dumnezeu vede schimbarea noastră greșită și vrea Dumnezeu în gelozia Lui să ne schimbăm din nou înspre bine. Cum? Căutând să ne verificăm câtă frică de Domnul ai, uite-te în viața ta, uite-te în casa ta, analizează-ți inima, sufletul, trăirea, vorbirea, umblarea, relațiile care le avem cu oricine, cu cei din jur, cu cei din casa Domnului. Și dacă avem frică de Domnul. Doamne, ajută-ne să o avem în continuare. Amin.